Să facem un unboxing la Globoxuri azi. Am comandat niște produse marca Gion, marca coreană, și în special produse pentru curățare, întreținere, protecție și tot ce înseamnă anvelope, aliaje, genți din aliaj, genți de metal. Și un cadou oferit de cei care mi-au trimis Globox-ul. Cred că e un spray de taliu pentru panele vopsite exterior. Ce avem în primul rând? Un brelog. Bănuiesc că Alchemy, da? Alchemy, da. Îl voi oferi cadou într-un video viitor. O scrisorică. Mulțumim pentru comandă. Protecție, protecție, protecție. Da, acesta este un spray de taliu, spray pentru strălucire. E un spray folosit pentru panelul vopsit exterior. Mai avem spray-ul Trigger dozatoare. Așa. Scrapaduri. Sunt foarte bune, vi le recomand. E o marcă bună în ceea ce privește scrapadurile. Produse special folosite în interior la plastic, vinil, piele. La fel cum am zis, avem un wheel cleaner marca Gion. Produs foarte bun. L-am mai verificat, l-am mai testat. La fel, un tire cleaner și două dressing-uri care se recomandă la final pe o suprafață uscată și curată. Acesta este un dressing care dă un look de satin foarte bun. Mi l-a recomandat cineva. Acest produs l-am mai folosit și acesta este foarte bun. Eu folosesc în special brandul CarPro, dar am hotărât să confrunt brandul folosit de mie cu acest brand și vom vedea în viitoarele videoclipuri probabil confruntarea între cele două branduri. Produse foarte bune, vi le recomand. Ce am mai avut azi? Da, am mai avut plăcuțele de advertising. Într-un job viitor o să le aplic. Așa, un acumulator pentru HP. Da, o să fac un video special pentru HP. O să vă arăt exact ce cod recomandă schimbarea acumulatorului. Dar până atunci, vă rog un like, un subscribe și chiar un share. Comment cu ce brand ați dori voi în următoarele mele videoclipuri să confrunt Gion sau Gion. Și nu uitați, țineți-vă sufletul curat, mașina curată, casa și tot ce vă înconjoară. Până la următor video, vă pup, vă salut, o zi bună. Thanks for watching, bye!